Iubiți frați și surori, pentru a da cinste cuvântului lui Dumnezeu, vă chem să ne ridicăm într-un act de închinare în fața acestui cuvânt. Permiteți-mi să citesc câteva versete în această dimineață, versete pe care le găsim într-una din epistolele închisorii, epistole pe care Apostolul Pavel o scrie din închisoare către sfinții, către credincioșii din Filipi. Citim așadar Filipeni, capitolul 4. Câteva versete care pot fi o călăuză pentru noi în anul care ne stă înainte. Filipeni 4, începem cu versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și toată biserica zice, amin, amin. Vă mulțumesc, vă invit să ocupați locurile. Sunt multe căutări pe care omul le are în viață. Multe. Poate cea mai înaltă dintre căutările pe care omul le are, regina tuturor căutărilor noastre, este căutarea după Dumnezeu. Este cumva înscrisă în ADN-ul nostru această căutare. Nu putem să nu-L căutăm. Trebuie să o facem. Și o facem. O facem, așa cum Apostolul Pavel zicea atenienilor, bâșbâind adeseori. O facem. O facem uneori cu lacrimi în mijlocul suferințelor, știind că suferințele nu fac altceva decât să strige la noi adevărurile lui Dumnezeu. O facem cu înțelepciune în mijlocul bucuriilor noastre, conștienți fiind că Cel care ne dă bucurii este tot El, Dumnezeu. O facem cu insistență, chiar. Cu insistență. Conștienți fiind că niciunul dintre noi încă n-a ajuns să cunoască întru totul. Apostolul Pavel, chiar aici, Filipenilor, scrie în capitolul 3, versetul 13, fraților, aproape pe capătul slujirii lui, fiind în închisoare pentru Hristos, zice, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. O facem cu insistență. L-am căutat în 2023. Am mai aflat lucruri, ne-am mai minunat de felul în care este Dumnezeu. Dar căutarea aceasta după Dumnezeu nu se oprește la granița dintre ani, la cum până dintre ani, zicând ne e de ajuns. Și vom căuta pe Dumnezeu și în 2024. Ne vom mai minuna de El, vom mai descoperi lucruri noi, vom mai bea din izvorul apelor vii și în 2024. Domnul să ne ajute. O facem chiar și cu disperare. O facem cu bucurie, cu înțelepciune, cu insistență, o facem bâșbâind, o facem cu lacrimi, dar o facem și cu disperare. Conștienți fiind că fără El totul este doar goană după vânt. Dacă nu-L avem pe El, orice am avea, n-are valoare. Fără El, nu putem face nimic. Fără El, nu îndrăznim să pornim la drum. Fără El, nu îndrăznim să sperăm, să visăm. Fără El, nu îndrăznim să trăim. Fără El, nu îndrăznim să respirăm. El este totul în toți. Glorificat să fie numele Lui. Și de aceea o facem cu disperare, știind că noi avem totul de plin în El. Binecuvântat să fie El. Iată o căutare pe care o are omul. Căutarea după Dumnezeu. Dar mai sunt și alte căutări ale omului. Secundare, nu atât de importantă ca această regină a căutărilor noastre, căutarea după Dumnezeu, dar importante și ele. Și una dintre căutările pe care omul le are este căutarea unui model de viețuire, a unei hărți care să ne ajute prin hățișul vieții. Este important să găsim o astfel de hartă.
Un astfel de model, o astfel de listă de reguli care să ne poată garanta nu o viață fericită, nu suntem noi naivi să căutăm fericirea, dar o viață împlinită, o viață folositoare, o viață vrednică să fie trăită. Dacă viața așa deseori, și în discuțiile noastre, și în ce mai auzim în dreapta și stânga, auzim expresia asta, viața este ca o junglă, ca o călătorie printr-un hățiș, printr-o junglă. O junglă a relațiilor interumane. Cât de complicate pot fi relațiile dintre noi, dintre oameni. O junglă a intereselor de tot soiul, interese de moment sau interese de durată, un hățiș în care trebuie să te ferești de tot soiul de capcane, de pericole, ca să poți ajunge la destinație. Dacă viața e așa, și noi știm că este așa, nu e așa că e importantă o hartă care să ne ajute, care să ne dea câteva criterii după care să ne putem conduce, câteva reguli generale pe care să le putem aplica indiferent de momentul din viață în care suntem. Iată-ne aproape de cumpăna dintre ani. Ne uităm în urmă, la 2023. Ce călătorie a fost pentru fiecare dintre noi. Nu ușoară, nu simplă. A fost o călătorie prin hățiș, prin junglă. A trebuit să ne ferim de atâtea capcane, într-unele am căzut. A trebuit să fim atenți la atâtea și atâtea probleme. Ce călătorie a fost. Și înainte de a porni mai departe spre 2024, nu e așa că ne-ar prinde tare bine o hartă. Câteva reguli, câteva principii care trec dincolo de noi, care rezistă testului timpului și pe care le putem aplica? Da, ne-ar trebui. E bine, Filipenii este o astfel de hartă. Una dintre cele mai pragmatice scrisori pe care le scrie Apostolul Pavel. Dacă ar fi să găsim un subtitlu acestei cărți, acestei scrisori pe care Apostolul Pavel o adresează credincioșilor din Filipi, viața creștină practică ar fi subtitlul potrivit. Atât de clară, atât de pe înțeles, atât de aplicată este scrisoarea aceasta. Și vă invit în dimineața asta să ne oprim la versetele astea, care cred eu că ne dau și mai clar câteva principii de viață pentru 2024. Ce putem aplica, indiferent de circumstanța, de situația în care ne aflăm. Ce îmi place la versetele astea, tot studiindu-le, tot citindu-le în ultima vreme, am realizat că sunt scrise aproape ca o simfonie. Ca o simfonie a vieții. Cel puțin primele 3, versetul 4, versetul 5, versetul 6, sunt scrise în așa manieră încât parcă auzi simfonia în inima ta, în mintea ta. Încep viorile și construiesc tensiune. Se opresc viorile și dintr-o dată din spate încep suflătorii să răspundă tensiunii pe care a creat-o viorile. Sau, nu știu, la fanfară, nu mă pricep, zic și eu. Încep trompeții și după ce au început trompeții și au construit, răspund cei cu trombonul. Așa este construit, așa construiește aici Apostolul Pavel întreaga desfășurare a cuvintelor. Ca o simfonie. Remarcați, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Au început viorile. Și stai un pic pe gânduri. Cum să ne bucurăm totdeauna și răspund din spate suflătorii. Bucurați-vă, iarăși zic, bucurați-vă. Versetul 5. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Au cântat viorile și iarăși răspund din spate suflătorii. Domnul este aproape. Câteva principii de viață pe această simfonie frumoasă pe care scrie Apostolul Pavel. 1. Începem cu primul verset, versetul 4. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Simplu îndemn care ne pune foarte repede pe gânduri. Chiar totdeauna? Chiar totdeauna?
Trebuie să recunoaștem că în 2024, 2023 cel puțin au fost câteva momente, dacă nu mai multe momente, în care nu prea ne-a venit să ne bucurăm. Momente grele, momente de cumpănă, momente în care poate că am vărsat lacrimi, parcă nu în cap în ele bucurie. Și pe măsură ce stăm pe gânduri, ne răspunde cealaltă parte a orchestrei. Iarăși zic, bucurați-vă. Iar cheia stă în expresia aceasta, în Domnul. Bucurați-vă în Domnul. Înțelegem să ne bucurăm în Domnul în biserică, înțelegem să ne bucurăm în Domnul în momentele noastre de reușită, dar putem să ne bucurăm în Domnul în mijlocul încercărilor? Ne putem bucura în Domnul atunci când viața ne cere tribut în suspine, în lacrimi? Da, ne putem bucura în El atunci când parcă toate lucrurile ne merg bine, atunci când parcă ne simțim binecuvântați, dar ne putem bucura în El atunci când îndurarea Lui, remarcați, nu spun că s-a terminat binecuvântarea, pentru că noi nu suntem fiii Evangheliei prosperității, noi suntem fiii Evangheliei lui Iisus Hristos. Și uneori îndurarea Lui este aspră, dar tot îndurare este. Uneori drumul pe care ne poartă este dificil, dar tot El ne poartă. Uneori coborâm în valea umbrei morții, dar și acolo este cu noi. Binecuvântat să fie numele Lui! Binecuvântat să fie numele Lui! Ne putem bucura atunci când îndurarea devine aspră, atunci când drumul coboară, atunci când tot ce e în exteriorul nostru, diavolul însuși strigă la noi spunându-ne, uite că ți-a întors Dumnezeu fața, uite că nu mai revarsă spre tine ce crezi că ai merita să reverse. Ne putem bucura atunci când plutim, cum cântă corul nostru adeseori, printre stânci de granit? Bucuria este doar un efect. Nu o putem falsifica. Cu cât o falsificăm, cu atât devenim mai fățarnici. Textul acesta nu ne îndeamnă la fățărnicie, să ne bucurăm când nu ne vine să ne bucurăm. Și textul pune acea particulă, acea expresie, în Domnul. Pentru că trebuie să afirm în dimineața asta, bucuria este o urmare firească sau duhovnicească a încrederii în Domnul. Când dispare încrederea, dispare și bucuria. Când apare încrederea, apare și bucuria. De aceea, când coborâm, când suntem pe drumul acela, când ajungem ca îndurarea pe care o trăim să fie aspră, întrebarea nu este unde ți este bucuria, ci întrebarea este, ai încredere în Dumnezeu? Ai încredere în Dumnezeu? E ușor să ai încredere în Dumnezeu când lucrurile se așează cum vrei tu, dar poți avea încredere în Dumnezeu când lucrurile le așează altfel? De aceea, iată primul principiu, primul indiciu pe hartă. Ai încredere în Dumnezeu. În 2024, să avem încredere în Dumnezeu. Tot ce face Dumnezeu este bun. Tot ce face Dumnezeu este desăvârșit. Știm cine este El, ne bazăm încrederea nu pe lucrurile pe care le trăim, nu pe sentimentele pe care le avem, ci ne bazăm încrederea pe caracterul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie El. Putem avea încredere în Dumnezeu pentru că știm cum este Dumnezeu. E drept, e sfânt, e mare, e dragostea însăși, binecuvântat să fie El. Ai încredere în Dumnezeu. Când vei coborâ, când voi coborâ, când soarele se va ascunde și va începe furtuna în 2024, un singur îndemn trebuie să rămână în inima mea. O inimă, ai încredere în Dumnezeu. Ai încredere în ce face El. Tot ce face El este desăvârșit. Nu încerc să leg superficial o rană. Uneori este atât de greu să avem încredere. Eu nu vă chem să avem încredere pentru că știm ce se va întâmpla sau pentru că toate lucrurile vor fi așa cum noi vom considera că e bine, ci vă chem să avem încredere pentru că știm cum este Dumnezeu.
Și atunci, când cel drag trăiește ultimele clipe, noi putem avea încredere în Dumnezeu. El știe bine ce face. Primul principiu, ai încredere în Dumnezeu. Când ai încredere în El, poți să zâmbești. Zâmbind îți manifesti într-un fel bucuria. Mergem mai departe. Începe iarăși sinfonia. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Tragem aer în piept și zicem, ce anume, blândețea? Niciun manual de dezvoltare personală nu vorbește despre blândețe. În societatea noastră ești chemat să-ți aperi drepturile. În societatea noastră ești chemat să rămâi în picioare, să fii vocal, să vorbești, să ții la drepturile tale, să nu lași pe nimeni să treacă peste tine. În societatea noastră, dar societatea noastră este pusă pe alte paliere, pe alte baze, nu cele evanghelice. Evanghelia ne cere însă să avem blândețe. O blândețe care să ne transfigureze, care să ne cuprindă așa de tare încât ea să fie cunoscută de toți oamenii. Nu-i periculos să trăiești modelat de blândețe, să știe vecinii despre tine? E un om, adeseori nouă ne place să se știe despre noi, e un om care îți spune în față ce are de spus. E un om care nu se ferește de cuvinte. Și Evanghelia zice, să fiu cunoscut așa, să fiu cunoscut așa, este un om blând. Blând. Nu se poate să vorbim despre blândețe fără să ne ducem să ascultăm cealaltă parte a orchestrei care răspunde imediat când rămân pe gânduri. Mă întreb, chiar blândețea? Mi-e un pic teamă. Dacă oamenii mă vor lua drept un om slab? Și cealaltă parte a orchestrei răspunde imediat, Domnul este aproape. Nu știm exact la ce se referă. Domnul este aproape, se referă la escatologie, la venirea Domnului. Venirea Domnului este aproape? Probabil. Maranata, vino Doamne Iisuse. Zice biserica, amin. Se poate referi însă și la altceva. Domnul este lângă tine. Ești tot timpul în prezența Lui. Domnul este aproape. Dar nu se poate să ne referim la blândețe și la apropierea Domnului fără să citim Matei 11:29. Ascultați versetul acesta. Un model de viețuire. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și zmerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci eu sunt blând. Cine? Domnul însuși, stăpânitorul, căci eu sunt blând și zmerit cu inima. Și versetul ne pune în față două modele. Modelul lumii e modelul în care țaperi, tragi cu dinții, lupți cu pumnii. Și modelul Evangheliei, în care blândețea trebuie cunoscută de toți oamenii. Ce vom alege? Și al doilea principiu pe hartă, al doilea indiciu. Trăiește Evanghelia. Alege să trăiești, cum spune Evanghelia. În 2024, dragă Biserică Betania, vă chemăm să trăim în continuare conform Evangheliei. Și toată biserica să zică amin. Trăiește Evanghelia. În mijlocul oricăror circumstanțe, atunci când sunt sau ești la răspântii de drum, atunci când nu știi ce să alegi, atunci când nu știi cum să răspunzi, trăiește Evanghelia. Alege Evanghelia. Modelul lumii nu ne va da niciodată odihna necesară pentru a deveni blânzi. Niciodată. Câtă vreme trăim în modelul lumii, întotdeauna vom vrea mai mult, vrem să dovedim mai tare, să nu va fi niciodată suficient, dar ca blândețea să fie cunoscută de toți oamenii. Am nevoie de odihna sufletului. Și odihna o pot găsi câtă vreme voi trăi Evanghelia. De aceea, acesta este principiul. În 2024 să trăim Evanghelia. Orice altceva ne tulbură, ne afectează, ne obosește, ne tensionează, ne fură blândețea.
Spuneam în urmă cu mai multe luni aici, un om care alege să trăiască departe de Evanghelie va cunoaște în scurtă vreme dezordinea și dezordinea va chema în viața lui în scurtă vreme suferința. Dar dacă vrem să trăim ordonați, dacă vrem să trăim în lumină, trebuie să trăim Evanghelia. Doamne, ajută-ne! Amin. Mergem mai departe, ascultați din nou sinfonia. Nu vă îngrijorați de nimic, cântă viorile. Și noi stăm pe gânduri. Chiar de nimic. Ne vine să-i zicem apostolului, stai jos. Îți dau două liste. Lista cu lucrurile generale cu care se îngrijorează toată lumea. Război, foamete, creșterea taxelor, pensiile mici. Astea se îngrijorează toți. Și îți mai dau apoi o listă cu lucrurile cu care mă îngrijorez eu. Cum adică să nu mă îngrijorez de nimic? Sunt așa de multe motivele care m-ar determina cumva să mă îngrijorez. Oh, și cât de multe! Apare aparent orice om care are o inimă în piept și inima încă îi bate, are motive de îngrijorare. Și pe măsură ce îți spui lucrurile astea, răspund suflătorii. În orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Remarcați cât de frumos răspunde. Pare a zice, ai motive de îngrijorare? Nu le nega. Nu le nega. Stai de vorbă cu Dumnezeu despre ele. Nu te sfii. Nu considera că sunt prea mărunte, că sunt prea mici, ci vină cu ele înaintea lui Dumnezeu. Oferă-ți o zi pentru toate motivele tale de îngrijorare în care să stai de vorbă cu tata. Sunt prea multe? Ia-le pe rând și oferă fiecărui motiv o zi de discuție cu Dumnezeu. Înainte să lași anxietatea, înainte să lași tensiunea, îngrijorarea să-ți cuprindă inima, stai de vorbă cu Dumnezeu. Stai de vorbă cu Dumnezeu. Iată al treilea principiu pe hartă. Vorbește cu Dumnezeu. Vorbește. Nu-L învăța pe Dumnezeu teologie. Nu-I spune cuvinte frumoase care să sună bine. Spune ce e în inima ta. În 2024, prin hățișul vieții, alege să stai de vorbă cu Dumnezeu. Fă-o constant, fă-o direct, fă-o cu privire la toate motivele. Nu te sfii, nu lăsa nimic deoparte. Vorbește cu Dumnezeu. Aduceți cererile, remarcați cât de frumos zice, aduceți cererile voastre, îndrăznește chiar să-I spui lui Dumnezeu care crezi tu că ai vrea să fie rezolvarea. Adu cererile tale. Stai de vorbă cu Dumnezeu. Înainte să verși atâtea lacrimi, pleacă-te pe genunchi în cămăruța ta și spune, Doamne, așa de tare mă tensionează situația asta. Aș vrea să o rezolvi. Mi-ar plăcea așa. Și când te ridici de pe genunchi, mulțumește. Mulțumește că este acolo, mulțumește că este prezent, mulțumește că te ascultă. Mulțumește pentru orice răspuns vei primi. Remarcați, nu există promisiune. Nu zice și voi face conform cu ceea ce zici. Și zice, te voi asculta. Și adevărul este că pentru trei sferturi dintre îngrijorările noastre nici nu ne trebuie neapărat o soluție. Trebuie să găsim o ureche deschisă care să ne asculte, care să ne spună, sunt aici, hai, vorbește, te ascult. Dragă biserică, în 2024 Dumnezeul nostru este încă aici. Gata să ne asculte pe fiecare dintre noi. Haideți să stăm de vorbă cu El. Ăsta este al treilea principiu. Primul principiu, atunci când ești în hățișul vieții, ai încredere în Dumnezeu. Al doilea principiu, atunci când treci prin hățișul vieții, trăiește Evanghelia. Al treilea principiu, când treci prin jungla vieții, stai de vorbă cu Dumnezeu. Și se încheie sinfonia. Versetul 7. De data asta nu mai răspunde o parte a orchestrei la cealaltă parte. Imaginați-vă, de data asta cântă toată orchestra. Și cântă atât de frumos, îți răpește inima.
și pacea lui Dumnezeu. Închipuiți-vă o orchestră din aceea imensă, care cântă deodată slavă lui Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Vreau să vă spun ce s-a întâmplat în 2023. Că noi am văzut-o, că noi n-am văzut-o. Că noi am știut-o, că noi n-am știut-o. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, ne-a păzit inimile și gândurile în Hristos. Binecuvântat să fie El. Binecuvântat să fie El. Și vreau să vă spun ce va face Dumnezeu în 2024, credincios promisiunilor sale. Pacea lui Dumnezeu. Pacea lui Dumnezeu. O pace pe care noi nu o putem cuprinde în cuvinte, pe care nu o putem descrie, o pace căruia nu-i putem pune limitele noastre umane, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, ne va păzi inimile și gândurile în Hristos. Îmi place acest cuvânt. În Hristos. În Hristos. Ce spune la final această simfonie, cum încheie, care e ultimul principiu pe care îl pune pe harta noastră, ultimul indiciu care ne ajută în jungla vieții. Nu uita că ești al lui Dumnezeu. Tu nu ești al cancerului, tu nu ești al bolii, tu nu ești al suferințelor, tu nu ești al depresiei, tu nu ești al anxietății, tu nu ești al circumstanțelor, tu ești al lui Dumnezeu. Al lui Dumnezeu, pentru totdeauna Lui. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, îți va păzi gândurile și inima. Cum? În Hristos. Binecuvântat să fie El. Cât de mult ne-ar fi ajutat în 2023, dacă din timp în timp am fi spus inimii noastre, să nu uiți că tu bați pentru că cineva ordonă să bați. Am fi spus minții noastre să nu uiți. Tot ce faci și toate gândurile tale trebuie făcute roabe ascultării celui care stăpânește peste tine, Iisus Hristos. Să nu uiți, indiferent de circumstanță, pe măsură ce bătrânești, pe măsură ce treci prin drumul vieții, să nu uiți, ești în Hristos. În Hristos. Cine e în Hristos? Este în Hristos oricine crede în El. Indiferent de vârstă, indiferent de experiență, indiferent de studii, indiferent de poziția socială, El este în Hristos. Și asta ne bucură inima. Vom trece și în 2024. Atât cât Domnul ne va da, nu știm ce va fi, așa cum zicea Victor aici. Nu putem să facem planuri, dar putem pune la drum cu o hartă. Iar harta este cea din Filipeni 3, 4. Filipeni 4. Permiteți-mi să recitesc. Nici n-ar fi trebuit să aibă predică. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândeața voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Trăiți Evanghelia. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Stați de vorbă cu Dumnezeu și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Și biserica zice toată? Amin! Binecuvântat să fie El! Haideți acum să ne ridicăm în picioare și acestui Dumnezeu să închinăm cântarea noastră și apoi rugăciunea noastră. Domnul este bun. Aveți încredere în Dumnezeu. Trăiți Evanghelia. Nu lăsați niciun moment să treacă fără să stați de vorbă cu El. Domnul este bun. Domnul ne va păzi inimile și gândurile pentru că suntem ai Lui, preamărit să fie El. Ne închinăm înainte Lui.